pot avea aceste abuzuri, eu comentăm acest subiect împreună cu Cora Niculescu. Bună dimineața! Bună dimineața, Cora! Bine v-am găsit! Din păcate, subiectul ăsta este un subiect trist, într-un fel. Adică, în primul rând, ar trebui să plecăm de la ideea că copiii nu sunt proprietatea noastră. Chiar dacă noi i-am născut, ei sunt niște ființe de sine stătătoare, a căror dezvoltare este extrem de mult impactată de primii 7 ani de viață. De-aia și se și spune în vorbele populare cei 7 ani de acasă. Tu, practic, atunci te formezi și imaginea pe care o vezi acolo este imaginea pe care o vei proiecta pe viitoarea ta familie. Deci dacă tu ești abuzat, dacă tu suferi traume în timpul copilăriei, cel mai probabil vei repeta acest lucru cu copilul tău. Deși pare greu de crezut la prima impresie, ai zice că cineva care a suferit așa ceva nu va face la fel și el, totuși tiparul uman se pare că tinde să repete de fapt ceea ce a văzut în interiorul familiei lui. Dacă familia este conflictuală, și el va dezvolta la rândul lui o familie în care vor exista conflicte. Deci, ca să ne reîntoarcem la impactul pe care îl are o astfel de tensiune asupra copilului, clar îi creează traume, îl marchează pentru toată viața, îi va afecta capacitatea de a-și manifesta iubirea până la urmă, pentru că el nu simte că iubirea se manifestă către el, el se protejează foarte tare față de exterior, da? Consideră că are nevoie de o protecție, trebuie să-și pună în primul rând protecție față de părinții lui, lucru care este tragic. Adică dacă față de cei atât de apropiați ție, cum sunt părinții, ajungi să spui o protecție puternică, îți dai seama că față de alte persoane mai îndepărtate, protecțiile vor fi cu atât mai mari. Ca urmare vei avea o incapabilitate de a iubi și a te lăsa iubit. Ori asta clar îți afectează absolut toate domeniile vieții, toate tipurile de relaționare. Deci impactul psihologic, emoțional asupra copilului este mult mai mare decât simpla relație a lui cu părinții. El rămâne traumatizat relațional pe toate aspectele. De exemplu, iubirea față de mamă este primul fel în care tu, ca copil, înveți să iubești. Dacă această emoție este traumatizată de comportamentul mamei asupra ta, clar toate iubirile vor fi impactate de acest lucru. Dacă stai să te gândești așa ca tipar, de exemplu, bărbații care au mame autoritare, de obicei își iau niște neveste care vor fi tot atât de autoritare, cumva reproducând comportamentul respectiv în continuare în viața lor. În adevăr, tema este de fapt să ne manifestăm personalitatea. Sigur că pentru un copil este foarte greu să facă lucrul ăsta dacă este expus unei traume emoționale chiar de către părinții lui. Părinții trebuie să fie cei care te susțin și te sprijină să fii cine ești tu, împotriva a tot și a toate. Adică orice ar fi tu, acolo este baza ta, locul tău, de unde îți clădești stabilitatea și echilibrul interior. Plus de asta, am putea spune, pentru părinții care tind să exercite această traumă psihologică asupra copiilor, că nu este un mod de a educa. De fapt, nu-i educați, nu-i schimbați cu nimic. Chiar dacă eu încerc să-mi impun cu forța părerea asupra copilului, asta nu înseamnă că copilul va adopta cu adevărat în interiorul lui ideile mele. Din contră, tendința va fi să se opună. Deci în momentul în care tu încerci să forțezi un lucru, orice încerca să forțezi în lumea asta, acel lucru va opune o rezistență. Ca urmare și la copil va fi la fel. Tu încerci să-l forțezi să fie ceea ce el nu este, să aibă comportamentul pe care tu îl crezi adecvat, iar el de fapt se va preface o perioadă, perioada în care nu poate să-ți opună rezistență sau nu poate să aibă o reacție suficient de puternică ca să-și impună punctul de vedere, dar până la urmă va izbucni. Și toate aceste emoții care se cumulează în prima parte a vieții, în momentul în care tu deja devii matur, vor erupe ca un vulcan. Și relația cu părinții la momentul respectiv va fi complet compromisă. Cel mai probabil ele erup în perioada adolescenței, când oricum copilul este într-o stare de instabilitate emoțională, psihologică, datorită schimbărilor hormonale, deci cu o bază fizică bine definită, datorită schimbărilor hormonale din organism, oricum copiii trec printr-o perioadă dificilă și relația cu părinții este dificilă în acea perioadă. Dacă peste asta se adaugă
adaugă ceea ce copilul a acumulat ca traumă, ca, cum să zic eu, stil terorist al părinților în prima perioadă a vieții lui, bineînțeles că relația va fi dramatic sfâșiată de aceste compromisă. Conflicte și compromisă. Da. Da. Și deci și părinții vor rămâne nesatisfăcuți, deci de fapt nu vor obține ceea ce vor prin această metodă și și copilul la rândul lui va fi traumatizat de experiența respectivă. Ca urmare, eu îi sfătuiesc pe părinți să încerce să înțeleagă că copiilor sunt niște ființe independente care trebuie să se dezvolte în conformitate cu propria lor personalitate. Noi nu trebuie să-i obligăm să fie și să îndeplinească toate lucrurile pe care noi le-am visat și nu am putut să le îndeplinim. Da? Dacă eu am vrut să mă fac doctor și n-am reușit, nu e obligatoriu ca copilul meu să facă medicină ca să mă împlinească mie visul. E visul meu, nu este visul lui. Da? Și de multe ori avem lecții de învățat de la copiii noștri, oricât de greu ar părea lucrul ăsta de înțeles, avem niște lecții foarte importante de învățat de la ei. Nu numai ei au de învățat de la noi. Știi? Civilizația, societatea ne învață că copiii trebuie să-și asculte părinții. Deci regula absolută. Părintele trebuie să-i facă. Deci toate sunt cu trebuie. Nu sunt cu trebuie. Mai ales în contextul societății actuale, relațiile devin mult mai flexibile. Și relațiile de iubire, dar și relațiile în cadrul familiei și relațiile în cadrul societății devin mult mai flexibile și permit oamenilor să se manifeste autentic. Așa, ăsta este trendul. Dacă noi nu vrem să ne încadrăm în trend, ci rămânem agățat în trecut, automat viața noastră va fi foarte dificilă. Indiferent în ce postură ne aflăm, de părinte, de copil sau de iubit sau de iubită sau orice am fi. Dar nu putem să rămânem agățați în trecut. Trebuie să înțelegem că lucrurile se schimbă și direcția în care ele se duc, asta este. Ca oamenii să se manifeste autentic, ca copiii să se manifeste autentic. Poate au un talent, poate au o înclinație artistică sau de a scrie sau de a crea orice ar crea și tu ca părinte nu poți să înțelegi în momentul respectiv cum ar putea să fie viața lui bună dacă face chestia asta. Uite, de exemplu, eu am avut o astfel de situație, că totdeauna exemplele personale sunt cele mai bune, am avut o astfel de situație acasă. Deci eu am fost o fire în prima parte a vieții foarte, cum să zic eu, concretă, materială, bine ancorată. Am făcut un profil de studii economic, da? E, fata mea s-a născut cu o înclinație spre latura umanistă a vieții, sociologie, literatură, scris și așa mai departe. În clasa 8-a, la sfârșitul clasei 8-a, când s-a dat examenul și copiii și-au făcut opțiunile pentru liceele la care urmau să se ducă, am fost martura felului în care noi nu putem să ne impunem de fapt punctul de vedere. Deci la momentul ăla eram suficient de flexibilă și am acceptat opțiunea ei, am ales însă împreună cu ea un liceu care să aibă un profil larg, chiar dacă avea clasa asta pe profil umanist să fie cu o varietate de materii din zona respectivă, în ideea că începând să cunoască aceste materii, ea va descoperi ce îi place cu adevărat din zona umanistă. O altă prietenă de a ei, a căror părinți au fost în stilul în care vorbeam mai devreme, foarte autoritar, vreau neapărat ca ea să facă un profil real, matematică-fizică, s-au opus, nu au lăsat-o să-și aleagă ceea ce vroia. Următorii 4 ani, deci fetele au fost în același liceu, una pe profilul real, una pe profilul uman. La sfârșitul celor 4 ani, care pentru prietena fetei mele s-au concretizat în nenumărate meditații, bani cheltuiți, timp pierdut împreună cu părinții, fata respectivă a ales facultatea de sociologie. Deci, vă dați seama că de fapt nu a fost decât o pierdere de timp, o forțare a copilului care însă și-a respectat până la urmă chemarea lui interioară și a făcut sociologie. Și fiica mea a făcut o sociologie, dar fără chinuri, fără bani aruncați pe meditații și fără certuri în continuu acasă, cu că nu vrei deschisă, să faci... O relație exact. Deschisă cu părinții, da. Care au lăsat-o da. Să... Exact. Și care nu au abuzat-o, practic, nu? Și nu au da, despre asta este vorba. Deci asta vreau să vă arăt, de fapt, prin exemplul ăsta. Că nu faceți nimic decât să cheltuiți energie, timp, bani, nervi și așa mai departe, creând o relație tensionată cu copilul, care până la urmă tot pe el însuși se va manifesta la un moment dat. Cu cât mai devreme se manifestă ca fiind ceea ce există în interiorul lui, cu atât mai bine și cu atât mai frumoasă va fi relația părinților cu copilul. Foarte frumos spus. Mulțumim foarte mult, Cora. Mulțumim mult, Cora. Și te așteptăm cu mare drag la mine la Star Matinal. Mulțumesc. Noi luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.